Salut și bine v-am regăsit în săptămâna 8 de sarcină. Să nu vă speriați de decor. Astăzi este 30 decembrie 2014. Eu am 18 săptămâni deja, 18 plus. Veți mai vedea un clipuleț cu același decor cu mine îmbrăcată la fel. Vorbim despre săptămâna 18, dar vreau să vă menționez câteva lucruri și despre săptămâna a 8-a de sarcină. Voi vorbi din amintiri. Deci, în săptămâna 8 de sarcină a fost săptămâna în care am plecat în România, în concediu, dacă mai țineți minte că v-am povestit, dar nu v-am spus atunci că sunt însărcinată. Deci, practic, în săptămâna 8 a trebuit să pregătesc bagajele pentru mine, pentru soț și pentru fetiță. Bineînțeles, pentru ei i-am pregătit tot și le-am pus, deci cred că mi-era mai simplu dacă luam pentru fetiță, dacă luam toată comoda. La câte i-am luat să aibă și dacă e frig și dacă e cald și dacă e așa și dacă mergem acolo și dacă mergem dincolo. Deci să aibă toate, tot ce îi trebuie și tot ce nu îi trebuie aveam la noi. Pentru soț iarăși am pregătit bagajul ca lumea cu tot ce a avut nevoie și ce n-a avut nevoie, că și lui au rămas o grămadă de haine de care nu a avut nevoie. Bineînțeles, când să-mi fac și mie bagajul, probabil de la oboseală, de la agitație, deci pentru mine am uitat foarte multe lucruri să iau. Dar a fost oricum stresul ăla, așa, nu știu, nu prea îmi place să fac bagajele. Asta am făcut în săptămâna 8. Pe lângă faptul că începeam așa ușoare senzații de greață, oboseala se acumula, deja nu mă simțeam eu în largul meu, simțeam că se întâmplă ceva cu corpul meu, așa, altceva nu aveam, nu mă durea nimic, nu mi s-a umplat țânii, deci nu aveam absolut nicio problemă, însă era oboseala și stresul și, nu știu, era așa o situație destul de tensionată. După aceea am plecat spre România cu mașina, după cum v-am spus, ne-am oprit chiar la jumătatea drumului, ne-am oprit să ne odihnim. Însă pentru mine tot a fost greu acest drum cu mașina. A fost obosit pentru că mie mi-e rău în general dacă stau în spate și dacă stau cu capul la plecat. Pentru că eu nu pot să citesc în mașină, nu pot să fac absolut nimic. Deci dacă mă uit în jos, mi se face rău. Automat, stând cu Claudia în spate, ea, bineînțeles, nu stătea în scaunelul ei, vroia la mine în brațe, deci dormea la mine în brațe, mânca la mine în brațe, deci toate le făcea la mine în brațe. Și eu trebuia să mă uit în jos, nu dacă îi dădeam suzetea sau dacă pentru diverse chestii, oricum trebuia să mă uit la ea și tot stăteam așa cu capul plecat și mi se făcea rău și încercam să dorm și eu când dormea ea ca să mai treacă din starea asta, pentru că puteam să oprim, opream, stăteam câteva minute, îmi reveneam, mă simțeam mai bine, plecam mai departe, iar era aceeași stare, adică nu m-a ajutat cu absolut nimic să zic că, vai, mă opresc 10 minute, după aceea 2 ore sunt ok. Nu avea acest efect. Mi-era bine câteva minute, deci după aceea o luam de la capăt. E greu așa, apă, nu prea beam pentru că nu plăcea să ne oprim la toaletele publice. A fost, deci nu recomand, chiar nu recomand drumurile lungi cu mașina la început de sarcină. Cred că nu le recomand toată sarcina, deci dacă se pot evita, este de preferat. Eu așa voi face de acum încolo. La un moment dat, deci cât am mers pe autostradă în Germania, Austria, Ungaria, a fost bine. După ce am intrat în România și, na, știți cum e, nu mai sunt autostrăzi, sunt foarte multe curbe, gropi, atenție, biciclist, pieton, căruță, cățel, și așa mai departe, nu mai mergeam așa cu o viteză constantă, trebuia soțul într-una să frâneze, să mă rog, și parcă și mai rău mi-a fost după ce am intrat în România și chiar la un moment dat mi-a fost atât de rău încât a trebuit să oprim și în România beznă, nu prea sunt lumea că am ajuns noaptea și era un frig. Era un frig de... Dar mi-a făcut atât de bine aerul acela rece, deci chiar mi-am revenit. Altfel nu cred că mai distam să merg nici măcar un kilometru. Dar asta vă spun, este greu așa de mers cu mașina. Bineînțeles, nici mâncare nu mai îmi trebuie așa în mașină, dar mâncam pentru că știam că trebuie să mănânc. După ce am ajuns acasă, toată lumea
ne punea la masă. Mie mi-era poftă, mi-era foame, dar treceam iarăși prin aceeași stare că aș fi vrut să mănânc, dar nu mai puteam să mănânc, nu pria mâncarea și mă simțeam și eu, pentru că nu zisesem că sunt însărcinată, că n-am vrut să dăm vestea încă. Dar nu vreau să fiu nici nepoliticoasă să nu mănânc și, na, în România, în general, se pune farfuria în față, nu-ți spui tu cât ai vrea să mănânci, îmi puneau dita mai porțiile și nu prea intrau și mă chinuiam așa, mâncam, dura foarte mult să mănânc o porție de mâncare. Evitam să stau în bucătărie, evitam să, nu puteam să strâng masa, să pun masa, pentru că mâncam și mă simțeam destul de rău și iarăși nu știam cum să justific acele stări de rău. A fost destul de incomod, pot să spun. Dar a trecut. Deci bine că a trecut. Și cum am mai spus, nu recomand. Deci mai bine, nu știu, amânați sau dacă vrea cineva neapărat să vă vadă să vină ei la voi, habar n-am. Eu nu voi mai pleca în, așa de departe cu mașina. Cred că nici cu avionul nu e mai comod, dar totuși trece mai repede decât cu mașina. În rest, practic, cam atât. Nu știu, nu mai mi-aduc aminte așa, asta vreau să vă spun. A fost săptămâna în care au început așa grețurile mai serioase. Sper că v-am fost de ajutor, sper că ați primit informații utile. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Celor care sunteți însărcinate, vă doresc sarcină ușoară și copilași sănătoși. Iar cele care lucrați la acest proiect, să vă dea Dumnezeu răbdare, pentru că uneori durează mai mult, dar să nu vă pierdeți speranța. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în următorul filmuleț. Pa, pa!